Dacă vreți să descoperiți frumusețile Bistriței Năsăud, trebuie să ajungeți în satul Colibița. Veți ajunge la pensiunea Izvorul Zânelor, o pensiune administrată de doamna Ștefania. Doamnă, când ați pus piatra de temelie a acestui edificiu turistic? În anul 2008 s-a conturat ideea de a construi o pensiune turistică în această localitate, deoarece potențialul zonei era în curs de dezvoltare. Între timp, Colibița s-a declarat stațiune de interes local, urmează să se declare stațiune de interes național. Văd că aici sunt foarte mulți turiști în zonă, sunt oameni care vor să descopere frumusețile locului. Da, așa este. Au foarte multe obiective de vizitat în zonă, cele mai multe din cadrul natural. Avem un lac de acumulare, Colibița, pe care se pot face o sumedenie de activități, de la sporturi nautice. Cred că și pescuitul este în floare. Și pescuitul este, da. Am văzut foarte mulți pescari, iubitorii ai acestui sport, au unde să delecteze, au ce să descopere în primul rând, îmbină utilul cu plăcutul. Așa este. Cu ce fonduri ați reușit să ridicați toată această pensiune? Da, neavând suficiente fonduri ca să realizăm această investiție, am accesat măsura 313 din cadrul programului FADR. A fost greu, a fost ușor, toată lumea se izbește de o anumită birocrație. Da, a fost o implementare destul de greoaie, aș zice eu, însă cu perseverență am reușit. Decontarea s-a făcut la stadiul de execuție, fondurile nerambursabile urmând a se vira ulterior. Deci noi a trebuit să dispunem de pe un anumit stadiu de execuție de toată valoarea necesară investiției. Ce v-a determinat până la urmă să investiți în turism într-o zonă rurală? Spuneați că această localitate este o localitate de interes turistic local, se va transforma într-o localitate de interes turistic național, dar totuși trebuie să aveți curaj să investiți pe acest segment. Da, așa este. În trecut, pe vremea lui Ceaușescu, zona a fost una dintre cele mai ozonate din Europa. Era și pe vremea aceea stațiune turistică și acum se fac investiții masive în infrastructură, după cum ați văzut, se construiește, se reabilitează drumul. Am avut terenul de la părinții mei, moștenire, și am vrut să dezvoltăm o afacere care să fie de familie și să rămână copiilor noștri. Deci cei care ajung aici pot să respire cel mai curat aer din Europa. Da, ca și strat de ozon, este cel mai curat aer din Europa. Au fost făcute măsurători, să înțeleg. Da, s-au făcut măsurători. Până să ajungem aici, oamenii locului îmi spuneau că există o anumită legendă care până la urmă trezește curiozitatea celor din jur. Da, chiar și numele pensiunii a venit, are o poveste în spate. Legenda e legată de Tăul Zânelor. Este un lac natural format la 10 km mai în amunte de aici. Acolo este un lac de basm, aș putea spune, un lac legendă, într-un cadru, un peisaj natural mirific. Legenda spune că în urmă cu mult timp, în poiana de lângă lacul Zânelor, au mers doi ciobani, scurtul și cu pasăre, într-o noapte cu lună plină. Acolo au văzut patru zâne care dansau dezbrăcate. Zânele au sesizat prezența ciobanilor în zonă și le-au propus un pact, acela de a nu, să le dea în schimb un părău și o poiană, ca să nu mai vină în momentul în care ele sunt acolo prezente în poiană. Aceștia nu s-au ținut, din păcate, de cuvânt și s-au reîntors în poiana respectivă, au supărat zânele, acestea au răsturnat un munte peste ei. După plecarea zânelor din acea poiană, s-a iscat o furtună foarte puternică, a doua zi apărând în acel loc Tăul Zânelor. Un tău format natural, pe o suprafață de o jumătate de hectar și cu o adâncime de 4 metri, aproximativ. De atunci, zânele n-au mai fost văzute până recent, când mai vin și beau apă de izvor, de la un izvor care se află în amuntele pensiunii. Bineînțeles că ele pot să fie văzute doar de către cei cu sufletul curat.
și de către copii. Vreau să vă întreb, designul vă aparține, că este îmbinat rusticul cu modernismul în această pensiune? Da, așa este. Am vrut să oferim oaspeților noștri condiții de patru margarete, pe care le-am și primit de altfel. Da, a fost în mare parte opțiunea noastră, însă am fost și ajutați. Am fost ajutați de niște designeri. Și dacă ar fi să vizităm această pensiune, cu ce am începe? Presupun că oferiți multe servicii turiștilor. Da, oferim servicii, avem o sală de conferințe, avem o piscină, avem saună, avem restaurantul, avem terasa și urmează să ne îmbunătățim constant serviciile, în sensul de a mai amenaja un spațiu de joacă pentru copii, un teren de tenis, o mini pârtie de schi pe timp de iarnă. Suntem într-o altă zonă a pensiunii, o sală de conferințe, o sală destul de impunătoare. Ați încercat să atingeți toate aceste segmente odată ce ați construit această pensiune? Da, țintim spre firme, team building-uri în general, se organizează aici la noi în sala de conferințe, însă poate avea și o altă utilizare, de genul evenimente în cadrul restrâns, chiar am avut un botez aici în sala de conferințe. În extra sezon vin turiștii în general la această pensiune, caută liniștea de care a spus, aerul curat. Da, așa este, caută. Caută liniștea de conectare, să aibă o experiență care să-i atragă din mediul în care trăiesc ei agitat și să le ofere o oarecare liniște. Mai ales și din mediul urban, presupun, din marile metropole, încearcă să caute, să spunem, o oază de liniște aici, la izvorul Zânelor, în această pensiune. Ce mai puteți oferi până la urmă turiștilor, celor care vin să se cazeze la pensiunea Izvorul Zânelor? Da, le mai putem organiza trasee montane. Sunt o sumedenie. Una dintre cele mai utilizate este cea de la Tăul Zânelor și mai ușor accesibilă pentru majoritatea. Se mai pot organiza concerte. Aici, în sala aceasta, am avut și un concert de muzică ușoară. Deci, până la urmă, oamenii pot să-și ocupe timpul liber, au activitate. Spuneați de trasee, ce cuprind ele? Drumeții. În zona? În zonă, da. Obiective care trebuie punctate până la urmă? Da, este muntele, muntele Strunior, Tău Zânelor, se mai pot plimba cu barca pe lac. Deci până la urmă au ce să viziteze. Vreau să vorbim și de capacitatea acestei pensiuni. Câte locuri de cazare are și ce servicii poate oferi? 30 de locuri de cazare, ele sunt astfel distribuite, 14 camere duble, matrimoniale, cu baie proprie fiecare și un apartament. Bucătăria este pe măsură? Da, este pe măsură. Până la urmă, bucătăria zonei este și cea care atrage omul, fiindcă vrea să descopere și această zonă culinară. Da, așa este. Încercăm din răsputeri să oferim turiștilor care ne calcă pragul produse din zonă, locale. Marea majoritate sunt produse în gospodăria proprie. Deci până la urmă tot ce se pune pe masă este produs în gospodăria proprie, că odată ce ajunge un om și respiră un aer curat, trebuie să mănânce și sănătos. Cum vă descurcați cu tot acest segment? Produceți hrana, o puneți pe masă? Da. Aveți propria fermă sau încercați să achiziționați de la producători din zonă? Da, avem și propria fermă, însă nu este suficient. Achiziționăm și de la producătorii locali din zonă. Cum vă descurcați să administrați toată această pensiune? Ne descurcăm. Încercăm să ne descurcăm. Personal ați găsit? Fluctuație de personal, fluctuație, mai ales când extra sezon pleacă și când începe sezonul nu mai poți să-i aduci înapoi. De ce? Păi și găsesc altceva de lucru. În extra sezon, în general, lucrurile merg mai prost, să spunem așa? Nu neapărat mai prost, decât au caracter de sfârșit de săptămână, de weekenduri.
Însă ne-am adaptat și organizăm tot felul de team building-uri, de evenimente care să ocupe această perioadă de extrasezon. Cât reușiți să acoperiți în sezon și cât reușiți să acoperiți în extrasezon? Și dacă serviciile dumneavoastră se apleacă și pentru perioada sărbătorilor de iarnă? Da, în sezon avem un grad de ocupare undeva la 90%. În schimb, în extrasezon, undeva la 60%. Până la urmă, deci, camerele sunt pline tot timpul și lucrurile merg în același timp pe un făgaș normal. Cum vedeți turismul în zonă? Spuneți că e o zonă cu potențial. Da, cu potențial mare de dezvoltare. Infrastructura pusă la punct, autoritățile locale au în plan să facă o pârtă de schi, de fapt un domeniu schiabil, așteptăm cu maxim interes. Dacă în trecut vorbeam de drumul Sării sau drumul Mătăsii, la Jena, în județul Bistrița Năsăud, vorbim de drumul vinului. Așa că am întâlnit pe omul care a investit în viticultură. Domnule Moldovan, aș vrea să vă întreb, cum a început toată această poveste? Toată povestea a început în urmă cu 9 ani. Prin 2010 am plantat prima suprafață de viță de vie prin reconversie. Programul de reconversie viță de vie. În 2012 am mai plantat încă o suprafață și am ajuns la total de 26 de hectare de viță de vie. Cum a început? Din ideea că era vie pe vremuri la noi aici în zonă, din vremuri vechi. Am înțeles că din timpul Imperiului Habsburgic aici erau cele mai propice locuri unde se planta vița de vie. Vița de vie, exact. Și având terenul, profitând și de programul ăsta care a venit foarte bine pentru a putea planta vița de vie, am ajuns să facem și noi o suprafață de 26 hectare total. Zona aceasta era practic Vineland-ul Imperiului Austro-Ungar sau Habsburgic mai degrabă. Vorbim despre zona Lechința și Târnaveca și Podgorii. Noi suntem în Podgoria Lechința, în centru viticol Jelna. Pe harta iosefină din 1740 un picuț, pe care o avem la muzeu aici în Bistrița, se văd încă araci de viță de vie efectiv pe dealul Jelnei, unde am fost anterior, unde avem noi vița de vie acum. Tradiția e foarte veche aici, inclusiv în Orhei și în Jelna, în satul de lângă, de vreo o lună, cred că s-a descoperit un castru roman, unde s-au găsit amfore destinate vinului. După aceea mergem la povestea faină a bisericii evanghelice, de fapt de la reforma bisericii romano-catolice pe care o avem în Jelna. O biserică care pe pereții ei adăpostea una dintre cele 4 copii ale maestrului Giotto di Bondone, o copie a lucrării sale la Navicella, pe care o găsim o găseam înainte în Vatican, în 1600 a fost distrusă. Giotto di Bondone a fost și maestrul Leonardo da Vinci pe mozaicuri și pe pictură. O foarte puține copii, una dintre ele s-a descoperit acum câțiva ani de către niște cercetători din Ungaria. UNESCO Maghiar se ocupă acum împreună cu Consiliul Județean de restaurarea acestei biserici, iar piese din pictura respectivă se găsesc la muzeul din Bistrița. Legătura constă în faptul că Petrus Murator, pictorul bisericii, a fost plătit în butoaie de vin de Jelna. Deci istoria este întru totul de partea noastră. După cum am spus, Lechința, zona asta, cumva odată cu nebuloasa comunistă, s-a pierdut tot ce a fost înainte. Atât ca și cultură, ca și oameni de cultură, cât și ca și cultura pe care o reprezintă în sine vinul. Noi și eu, ce vreau, e exact stilul ăsta de a degusta și aduce business-ul, exact cum ați venit voi la noi acum, fiecare om să vină, ca să înțeleagă ceea ce facem. Că într-un final, toată lumea vrea să fie parte dintr-o comunitate și să poată să guste ceva autentic. Am văzut crama, am văzut terenul cultivat cu viță de vie, dar pentru toate acestea ați construit și o pensiune care să vină în sprijinul turiștilor care poposesc aici. O pensiune care se află în plină construcție, aproape finalizată, dar mai este ceva de făcut.
Da, într-adevăr, suntem pe ultima sută de metri, sperăm până în decembrie să reușim să o inaugurăm. Avem o pensiune cu 8 camere, cu un mic restaurant pentru persoanele care vin pe la cramă, care vin la degustări, care vreau să cazeze. Sperăm să fie un loc plăcut. Încercați să promovați genul acesta de turism pentru cei care într-adevăr iubesc vinul, degustă vinul și vor să afle povestea și nu numai, poate vor să afle și ceva din tainele preparării. Da, într-adevăr așa vrem să și facem, pentru că am avut foarte multe solicitări la chiar oameni din toată țara, trecând prin Bistra, au fost curioși să vină, să guste vinurile, chiar să cumpere. Și pentru asta ne-am gândit și vrem să și urgentăm să terminăm cât mai repede posibil, să putem oferi servicii cât mai largi și mai bune clienților. De unde această idee să construiți o agropensiune care să vină în sprijinul turiștilor care vor să ajungă aici, la Jelna, în Bistrița Năsăud? Noi avem aici, vând 100 și ceva de hectare, chiar deasupra de pensiune, dacă vedeți, am plantat 62 de hectare cu pădure, lângă avem livada și de mer și de viță de vie. Vrem să facem și o microfermă cu... Ne gândim anul viitor să, cu animalele noastre, cu toată producția, să fie cât mai naturale, cât mai bune pentru toți oamenii care ne trec pragul. E să înțeleg că cei care vor ajunge la această pensiune pe lângă vin se vor bucura și de bucate alese, bucate naturale, crescute într-un sistem bio sau chiar, să spunem, ecologic. Da, chiar așa, chiar ecologic, ce o să, mâncarea care o să o oferim clienților și ăsta o să fie chiar ecologică. Cu ce fonduri ați reușit să ridicați această pensiune? O parte cu fonduri europene și avem și noi o cofinanțare, partea noastră care de cofinanțare, care o punem noi. A fost greu, a fost ușor să accesați toate aceste programe privind tragerea de bani europeni? Nu chiar exagerat de greu. A fost destul de muncă multă pe orice proiect european, dar noi am mai accesat, am avut experiență și lucrurile au decurs normal. Genul acesta de turism începe să prindă roade? Sunt consumatori care iubesc vinul și vor să afle din tainele și povestea lui? Da, cu siguranță. Deci am fost abordați de foarte multă lume, chiar și din străinătate, chiar oameni, sperăm și noi, cultura vinului a oamenilor să începe să fie consumatori de vin. Chiar a început și chiar a crescut consumul de vin în țara noastră. Am înțeles că la început a fost greu atunci când ați pornit cu această cultură de vin, ați avut momente când vinul pur și simplu s-a stricat, dar cu timpul ați muncit și ați ajuns la un anumit standard. Da, așa este. Greu a fost, foarte greu, o afacere foarte grea, dar încetul cu încetul deja începe să apară și satisfacția. A fost primul an când am vinificat, dar astea s-au întâmplat la multe crame și e ceva normal, bine că a fost la început și am reușit să remediem toate problemele. Este singura cramă din zonă, de aici, din Bistrița, sau mai sunt și altele? Nu, mai sunt și altele, care chiar prieteni, care fac vinuri foarte bune, deci zona noastră, Jelna, Lechința, noi suntem în arealul Lechința, aparținem toți, deci eu zic că sunt printre cele mai bune zone din țară. Pe lângă cramă, turiștii care vor ajunge aici, ce vor putea să viziteze, ce oferte mai au? Aici mai sunt, deci ne putem lega de cabana de Alu Negru de la Ceaușescu, unde e foarte renumită la noi în județ, se poate face traseu până la Colibița, care la fel ne putem lega de aceeași poveste și chiar au ce vizita, Tihuța, deci județul nostru au locuri chiar frumoase de vizitat. Cine va fi cazat la pensiune va avea și acces la pescuit gratuit, deci chiar am populat ca lumea să simtă bine, să se relaxeze, să prindă un pește. Bucătăria zonei este o bucătărie bogată? Da, foarte bogată. Deci la noi în Transilvania
mănâncă mâncăruri bune, mâncăruri naturale, deci pe asta o să ne și axăm și noi. Pe asta veți miza, veți încerca să oferiți servicii complete turiștilor? Da, da. Cele 8 camere și în general pensiunea, de ce servicii va beneficia? Va avea toate utilitățile necesare? Da, bineînțeles, va fi o pensiune de lux, așa vrem să o facem, calități maxime. Câte stele presupuneți că va dobândi sau câte margarete? Margarete mi se pare că 3, dar stele sper să aibă minim 4. Restaurantul va fi în incinta acestei locații? Da, lângă, da. Și veți oferi toată bucătăria tradițională celor care ajung aici? Da, asta intenționăm. Toată această afacere putem spune că este o afacere de familie. Da, așa este. Este o afacere de familie care eu cu fratele meu, cu părinții, cu sora mea, deci toți punem umăr de la umăr, muncim împreună și sperăm să satisfacem pe toată lumea ce va trece pragul la noi. Pe lângă asta am înțeles că vă ocupați cu legumicultura, de aici a pornit totul, pe urmă ați încercat să înființați un lot de viță de vie și cu timpul v-ați extins. Da, așa e, noi avem și solarii, producem legume tot de foarte bună calitate, care suntem chiar cunoscuți la nivel de județul Bistrița-Năsăud. Producția o vindem toată doar în județ, pentru că chiar nu facem față. Și sperăm aceeași chestie să o facem și pe, cu mâncarea. Deci să avem toate produsele să fie de la noi. Cei care vor ajunge aici, de ce bucate? Și în primul rând, ferma, ce va conține, cu ce va fi populată? Ce animale vor ajunge în ferma care o veți înființa aici, lângă agropensiune? Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, de la mangaliță până la prepeliță, tot. Inclusiv peștele care este în baltă. Inclusiv peștele care e în baltă, da. Bucătăria tradițională, spuneați că este aparte aici în Bistrița. Cu ce bucate s-ar putea desfăta turiștii? Vânat, mangaliță, vită, deci avem un abator chiar aici la câțiva kilometri care au produse foarte bune. Colaborăm cu fabrici de lapte care produc brânzeturi și deci, toate bunătățile. Toate bunătățile, dar până la urmă va trebui să veni și cu un rețetar, să spunem rețeta casei, care să atragă turistul și până la urmă să dea o emblemă acestei pensiuni. Da, o să o gândim și asta, chiar o gândim la momentul ăsta, să vedem cum să ieșim cu ceva deosebit în evidență. Vorbim de cramă, vorbim de pensiune, ce vor putea să descopere, să spunem, pe timp de zi, pe timp de noapte, turiștii care ajung aici, dacă e să vorbim de cramă, vor degusta vinurile, se vor bucura de specialiști care le vor explica cum se prepară și cum se păstrează cel mai bine un vin? Da, cu siguranță vor degusta vinuri, vor mânca mâncare aleasă pentru fiecare sortiment de vin, pentru că vedeți cum zicea și enologul Darius, foarte important să asociezi, să știi să asociezi o fetească albă cu ce merge, un vin roșu cu ce carne merge. Iar cei care nu știu vor fi învățați cum se mănâncă și ce vin se bea. Da, deci la fiecare mâncare se va bea un vin alt sortiment.